Bine v-am găsit la horoscopul săptămânii 18-24 aprilie. Sărbători fericite și Paște fericit celor care sărbătoriți deja acest moment minunat. Noi intrăm în săptămâna mare, ceilalți în săptămâna luminată, dar tot o săptămână specială este pentru toată lumea. Tot un moment în care ne întoarcem mai mult decât de obicei către cele sfinte. Și după cum știți, este o perioadă cu o încărcătură fantastică. Sunt patru planete în pești. Peștii sunt una dintre zodiile cele mai religioase, să zicem așa, spirituale. Hai să nu spunem tocmai religioase, spirituale. Este zona credințelor. Și săgetătorul este tot ceva similar, dar de data asta vorbim de patru planete în pești care ne dau multă nevoie de deschidere spre spiritualitate. Poate nu întâmplător, acum au loc acolo niște evenimente speciale, niște îmbrățișări planetare. Știți foarte bine, zilele trecute s-a întâlnit Jupiter cu Neptun, în curând va veni și Venus la Marea Întâlnire, că Jupiter și Neptun sunt încă acolo, umăr la umăr, foarte important momentul. Va veni și Jupiter undeva săptămâna cealaltă, nu săptămâna asta, și se va forma un mănunchi de planete acolo. Întâi vor fi două planete la un loc, vine Venus, se formează un mănunchi de trei planete și la un moment dat pe 27, dar săptămâna cealaltă, așadar, vor fi patru planete, că vine și Luna acolo. Deci, o încărcătură spirituală a peștilor fantastică, ce ne ajută să ne vindecăm un pic sufletește, spiritualicește, să ne deschidem către ceruri și să vorbim mai mult cu cerul decât de obicei. Și să primim cu toții lumina învierii lui Hristos. Acum vorbim, ne întoarcem înapoi la oile noastre. Înainte de orice, vreau să vă amintesc că fiind zilele trecute a fost lună plină, pe 16, am vorbit despre asta în horoscopul acelui weekend și în horoscopul săptămânii anterioare, bineînțeles, și în ziua de lună plină eu am filmat acel film numit A venit timpul să. Și din nou au ieșit trei povești de viață foarte interesante, vă invit să le ascultați, să vedeți cu care rezonați. Bineînțeles, nu toată lumea va rezona cu acest lucru, dar dacă e pe placul vostru, vă las să meditați un pic asupra celor trei povești de viață. Din punct de vedere astrologic, săptămâna asta e destul de banală, dar nu chiar atât de banală. O singură schimbare de zodie avem, și anume pe 20, iată, miercuri, schimbăm zodia, schimbăm de la zodia berbecului, intrăm în zodia taurului, adică soarele iese din berbec și intră în taur și se golește zona berbecului o vreme, până prin luna mai. Dar a fost suficient de bine că ne-a dat ceva energie și sper că toți ați simțit această pornire de motoare și la luna nouă, de la începutul lunii. Apropo de luna nouă, mai este valabil încă oracol scop de luna nouă până pe 1 mai. Este acesta încă valabil și mai aveți deci încă două săptămâni. În completare puteți vedea A venit timpul să, că cele două filme merg cumva în completare. Dar revenind la săptămâna asta, pe 20 soarele intră în taur și nu întotdeauna, nu în fiecare an soarele intră în taur pe 20. Ca tare, dacă sunteți născuți undeva la graniță, 20-21 aprilie, vă recomand să cereți un calcul astrologic. Aveți jos în descriere un link în care chiar așa zice, dacă nu știi ce zodie ești sau ce ascendent ai, apelează la acest serviciu gratuit pe care îl ofer eu în pagina mea de Facebook. Jos găsiți link-ul și aflați odată pentru totdeauna cărei zodie aparțineți în cazul în care sunteți așa la graniță, cum este și ziua de 20. O bucățică din 20 aprilie suntem încă în berbec și încă o bucățică suntem deja în taur, pentru că este ziua în care soarele trece dintr-o zodie într-alta. Alte schimbări de zodie săptămâna asta, nimic banal din punctul ăsta de vedere, am avut câteva săptămânile trecute, deci acum e pace și liniște, dar se schimbă vibrația prin simplu fapt că trece soarele în taur. Clar că devine mai concretă viața noastră, mai așezată, pentru că acolo este și Uranus, acolo este și Mercur, și chiar Uranus și Mercur chiar de la începutul săptămânii sunt îmbrățișate într-o conjuncție foarte bună și despre care am vorbit la horoscopul de weekend anterior și pe care vă invit să-l revedeți măcar introducerea.
Altceva interesant săptămâna asta nu e mare, nu e cine știe ce, chiar banală din multe puncte de vedere, vor fi niște, da, un sextil, o conjuncție a lunii cu Pluto și încă o quadratură dintre Mercur și Saturn, despre care oricum am să vorbesc la zilele respective, dar cel mai mare eveniment este totuși această intrare a Soarelui în Taur, care ne mai aduce roade, dar ne trimite și la muncă. Un Soare în Taur este material, este harnic, este practic, pragmatic, o să ne apuce treaba pe mulți și poate mulți din astea grele, de mutat, de cărat, de lucrat pământul, cine are ceva de lucru greu, ăsta e momentul după ce Soarele va intra în Taur pe 20. Altceva interesant săptămâna asta, nimic, așa că am să intru direct în poveste pentru fiecare zodie în parte și de aceea, înainte de orice, vă invit să vedeți ce a mai apărut nou pe acest canal de YouTube, ce a apărut nou pe TikTok, sunt foarte multe noutăți pe TikTok, poate nu știți, unii abia acum vedeți horoscopul și aflați că am și un cont de TikTok de săptămâna trecută, iată, pentru mine luna nouă din Berbec a adus un canal nou de comunicare către voi și o activitate nouă care am văzut că este remarcată și o urmăriți deja și vă mulțumesc celor care v-ați alăturat deja ca urmăritor, follower de pe canalul meu de TikTok. Vă invit să o faceți, găsiți și canalul de TikTok jos în descriere, îl găsiți și pe aici afișat sub formă de banner care va atrage atenția care este adresa sub care mă găsiți și anume agvaria.astrotarot pe TikTok. Dar am și pagina de Instagram, am și pagina de Facebook, știți foarte bine, sunt toate acolo, chiar și din acest canal de YouTube, dacă intrați pe prima pagină, undeva în dreapta o să găsiți toate trimiterile către paginile de social media, dar și către site-ul meu agvaria.com, care există din 99 toamna și acolo aflați o grămadă de lucruri pe care cu siguranță unii nici măcar n-ați remarcat că există. Sunt mii de articole și acolo, în afară de horoscoape, sunt și multe alte articole pentru amatorii de cristale, pentru amatorii de interpretarea viselor, pentru tarot și o grămadă de alte lucrușoare cu care destinul lucrează și care sunt curiozitatea umană. Vă invit să căutați jos în descriere minutul și secundă de unde începe zodia voastră natală și ascendentă, combinațiile, și mergeți direct acolo, dar nu uitați să vedeți și horoscopul lunii, că multe spun și acolo despre această perioadă. O săptămână minunată vă doresc! Pentru voi, berbeci, se schimbă registrul. Vă părăsesc toate planetele, pe 20 pleacă și soarele de acolo, zilele trecute a ieșit și Mercur de la voi din zodie și o vreme nu o să mai fie vânzoleală prin zodia voastră, adică vă mai liniștiți și voi. Ceea ce nu e chiar așa de rău, în luna mai va veni aici Venus, tot în mai va veni aici Marte și tot în mai va veni și Jupiter, deci mai va fi foarte interesant. Acum pace, se instalează binefăcătoarea pace pentru voi, numai bine să vă vedeți de alte treburi. Aveți o preocupare foarte mare pentru organizare. Simțiți nevoia să faceți un pic de ordine în viața voastră, să dați afară ce nu vă mai trebuie, să prioritizați lucruri în viața voastră, că s-au cam adunat multe, aveți sentimentul ăla de multe și mărunte care s-au adunat pe biroul vostru de lucru și trebuie să faceți ceva. De undeva trebuie să porniți marea curățenie în viața voastră. Ori o curățenie concretă, vă apucă hărnicia și faceți curat toată casa, ori o curățenie a voastră, curățenie mentală, curățenie trupească, sufletească, că voi sunteți foarte susținuți cu patru planete în pești, într-un sector al gândurilor voastre, al fricilor voastre. Simțiți un fel de balast emoțional care s-a cam adunat acolo, parcă sunt multe, nu pe capul vostru, nu sub formă de sarcini, de treburi efective, ci griji, frici, întrebări existențiale, dubii, incertitudini, încotro să o iau, întrebări. Într-adevăr, parcă cineva sau voi singur v-ați pus așa într-o cutie poștală, și asta e mintea voastră, v-ați pus un an de zile o grămadă de bilețele acolo, cu tot felul de
întrebări, dileme și acum parcă a venit vremea să vă ocupați de ele. După ce iese probabil soarele de la voi din zodie și nu mai sunteți atât de preocupat, fiind mai liniștit pe anumite planuri, nu mai sunteți atât de setat pe propriile voastre, pe propria voastră persoană, începeți să vă gândiți la alte lucruri. Chestiile alea puse sub preș, sarcinile, între ghilimele, sarcinile de care n-ați avut timp să vă ocupați înainte și, și care s-au cam adunat. Așa simțiți că s-a adunat un teanc de probleme și acum e vremea să vă ocupați de ele. Și le luați pe toate, la bani mărunți, câte una, câte una, câte una. Promisiuni neonorate, restanțe neachitate, treburi, vise neîmplinite, tot felul de mici sau mari aspirații de ale voastre, dorințe de ale voastre, responsabilități pe care atunci când le-ați pus acolo în cutia poștală n-ați avut starea necesară sau poate resursele necesare să vă ocupați de ele. Acum primiți niște motivații să vă apucați de ele. Cineva așteaptă mult de la voi și primiți tot felul de laude, aprecieri, susținere, niște dovezi de încredere față de voi. Și când vedeți câtă încredere arată cineva în persoana voastră, parcă vă simțiți obligat să dați 100% randament în ceea ce aveți de făcut. Mai ales la ceea ce ați promis cândva, față de alții, bineînțeles. Hai, față de voi parcă nu mai sunteți atât de preocupați de propria persoană. Gata, s-a dus preocuparea pentru zodia voastră, odată cu ieșirea soarelui de acolo. După aia vă preocupă ce ați zis că faceți pentru alții. Ce trebuia să faceți pentru mama, ce trebuia să faceți pentru fratele, ce trebuia să faceți pentru șeful, pentru client, pentru cine știe câtă lume aștepta la rând să vă amintiți de sarcinile asumate față de ei. Și o faceți. Sunteți mai grijuliu la aceste detalii, le luați pe toate. Nu, bineînțeles că nu o să le terminați pe toate într-o săptămână, nici vorbă de așa ceva, dar când vedeți câtă dorință vedeți în ochii acestor oameni cărora vă dedicați aceste munci, parcă vă adunați forțele să dați și mai mult, munciți peste program, între ghilimele fie spus. Și veți reuși până la sfârșitul săptămânii să mai degrevați din lista de angajamente, promisiuni pe care le-ați făcut față de alții și care abia acum a venit vremea să vă ocupați de ele. Pentru tauri, poate fi o săptămână interesantă pentru că intră soarele și soarele la voi în zodie. Zilele trecute acolo a intrat și Mercur. Iar acum veți avea trei planete la voi în ogradă. Uranus, Mercur și Soarele de pe 20 încolo. Încă sunteți în centru atenției, dar vă simțiți bine. În primul rând, Mercur și Uranus sunt două planete care se și întâlnesc la începutul săptămânii și o vreme vor sta acolo mână în mână și ele sunt o combinație de planete foarte tinerească, adolescentină, eliberatoare, revoluționară, încât voi simțiți nevoia unei aveți nevoie de puțină distracție, de puțină eliberare, de un program mai lejer, dacă s-ar putea, și poate aveți și o atitudine de asta mai lejeră vis-a-vis de oricine. Sunteți mai jucăuș, mai amuzant, mai simpatic, mai tineresc, indiferent de vârsta pe care o aveți, vă comportați precum un copil care se joacă. Dar e bună această atitudine, la cât de tare se va aglomera la un moment dat viața voastră, clar că venind soarele acolo o să aveți multă activitate, timp de o lună de acum încolo tot o să vă luați pe umeri o grămadă de sarcini, lucru care s-ar putea să vă sufoce la un moment dat, să pară prea mult. Că aveți o agendă încărcată sau supraîncărcată, câte planete sunt acolo în pești 4, dintre care și guvernatoarea voastră, care e foarte activată în perioada asta și va fi și mai activată săptămâna cealaltă, aveți multe de făcut, multe planuri, multe vise, multe dorințe pe care vreți să le puneți în aplicare, lucru care vă tensionează un pic, vă stresează. Poate aveți o tendință de asta de a vă
îmbolnăvi singur de atâta preocupare, îngrijorare. Și de aceea această combinație în zodia voastră, Mercur, Uranus, vă spune ce atâta cramponare, râzi, simte-te bine, mai ia lucrurile așa și mai peste picior, mai ușor, mai în ușor. Că aveți tendința asta de a le... Ați avut, mai bine zis, tendința asta de a vă împovăra de griji, de sarcini, de treburi. Vai câte am pe capul meu! Parcă nu de mult doreați ajutor, doreați compasiune, înțelegere din partea altora, să arătându-le câte probleme aveți pe cap. Dar acum e bine că mai scăpați și de soarele din berbec și începeți și voi să vă mai bucurați un pic de viață. Parcă ați mai rezolvat din probleme sau dacă nu ați mai rezolvat, că lista totuși rămâne deschisă, dacă n-ați mai rezolvat, le tratați mai ușor. Mai cu o glumă, mai cu o șotie, mai pasați la cineva, nu înseamnă că scăpați de ele așa ușor, dar nu vă mai cramponați cât de complicate, să nu mai vreți atâta compasiune și milă și înțelegere din partea celorlalți, ci le tratați ca pe ceva normal de care o să scăpați într-o zi. Gemenii, voi sunteți în fața unui nou început din anumite puncte de vedere. Poate chiar în întâlnirea asta dintre Mercur și Uranus vă dă un puseu așa de energie, un șut. Să faceți ceva. Și să faceți ceva ce n-ați avut curaj să faceți înainte. Voi parcă puneți o sămânță. O sămânță de care va da roade într-o zi, da, deocamdată puneți sămânța. Nu e lună nouă, nu e ceva care să vă inspire un nou început, dar la voi este. În primul rând ați scăpat de Lilith zilele trecute și de-aia vă simțiți bine și asta vă dă vouă un chef nou, sau mai bine zis, o direcție nouă de viață. Dar conștient că de undeva trebuie să începeți și asta este sămânța aia pe care o puneți. Sămânța, gândul, decizia, startul. Punctul de început al unei acțiuni, dar acțiune de durată, nu zice nimeni că ajungeți peste noapte acolo. Va fi un drum de parcurs, va fi ca la o recoltă. Nu degeaba am spus acest lucru, sămânță. Ați pus sămânța într-un sol, păi, și solul ăsta l-ați pregătit. În primul rând, solul e curat, nu mai este Lilith acolo. Și acum puneți sămânța asta în solul curat, pregătiți special să crească o nouă recoltă, după care trebuie să vă ocupați de solul ăsta, să udați, să pliviți, să tot ce se face, între ghilimele, pentru ca această idee, abia idee, să dea roade într-un rezultat care să vă facă mândri cândva. Dar sună bine. Aveți așteptări mari de la acest nou început. Priviți cu optimism, cu entuziasm, cu nerăbdare, conștient că totuși e cale lungă până ce biata sămânță va da un fruct cândva. Păi gândiți-vă numai un copac, de la o sămânță până se face copac și să crească de acolo o fructă, durează. La fel este și proiectul ăsta, ideea asta pe care o nașteți voi acum, dar îi dați drumul. S-a născut, i-ați dat drumul, ați apăsat butonul ăla de start și acum n-aveți altceva de făcut decât să alimentați mai departe proiectul, visul, țelul, udând sămânța, până dă primul firicel, până dă tulpina, până dă frunza, până dă floarea, până dă fructul și până culegeți fructul cândva în perspectivă. Racii, trebuie să ceară ajutor. Că vă place, că nu vă place, voi va trebui să învățați să vă bazați și pe alții la nevoie. Că sunteți într-o situație în care cel mai bine lucrați în echipă. Și nu, nu în tandem, nu într-o pereche, nu voi și cineva, voi și persoana iubită. Voi aveți nevoie de niște oameni care să vă susțină ca un grup de suport. Aveți nevoie de o echipă de lucru, de un grup de prieteni, de niște tovarăși care vă înțeleg. Că sunteți foarte măcinat de
griji, gânduri, temeri, fantome. Nu uitați că a intrat Lilith la voi în zodie și dintr-o dată simțiți că parcă dau năvală o grămadă de amintiri, traume, emoții de odinioară. Așa parcă sunteți ca în filmul lui Hitchcock. Dintr-o dată vă zboară un stol de păsări în jurul capului și nu mai știți pe unde să găsiți un pic de respiro. De aia, într-un astfel de moment, când aveți atâtea pe cap, trebuie să cereți ajutor. Poate să pasați și la alții, poate să mobilizați și pe alții alături de voi, poate nu-i doar problema voastră, ci este o problemă colectivă, dar poate v-ați luat prea multe voi pe umeri. Deci voi trebuie să vă faceți un pic de ordine în lista de colaboratori la care puteți apela. Parcă dintr-o dată vă aduceți aminte că nu sunteți singuri, că aveți la cine apela la nevoie, sună un prieten, cum se spune, aveți lista voastră de prieteni, lista de colaboratori, lista de specialiști, că poate trebuie să apelați la niște specialiști pentru a vă rezolva problema aia, că probabil ați vrut de foarte multe ori să vă descurcați singur. În ultima perioadă cam asta ați vrut. Eu pot. Da, zona berbecului a fost foarte activată și ego-ul din voi a spus, da, eu pot și singur, n-am nevoie de ajutor, n-am nevoie de nimeni. E, se duce acest soare din berbec, nu mai e nimic acolo, ca tare dintr-o dată simțiți că nu mai puteți singur. Dar nu sunteți singur, nu e un joc de cuvinte, dar e o realitate. Nu puteți singur, dar nu sunteți singur. Aveți în jur oameni care sunt dispuși să vă susțină, să vă ridice, să facă ceva pentru voi. Unii chiar plătiți pentru asta. Cum am zis, specialiști, experți, prestatori de servicii. Și asta, bucuria voastră într-un astfel de moment este că vă uitați în jur și vă dați seama că sunt oameni în preajmă la care puteți apela. Poate multă vreme v-ați bătut capul căutând un specialist în, nu știu, în evaluări imobiliare. Zic și eu ceva. Și n-ați găsit și vă stresa lucrul ăsta. Aveați nevoie, dar dintr-o dată apar opțiunile. Vă dă cineva o recomandare, găsiți și pe Facebook, găsiți și voi o carte de vizită, aveți la cine apela. Până mai ieri n-aveați și de aia încercați să vă descurcați unul singur. Deodată toți. E ca atunci când ați dat sfoară în țară și nu venea nicio veste înapoi. Ziceați că e uitată de mult solicitarea voastră. E, între timp, canalele alea de informații au funcționat și acum începe să vină feedback-ul. Și vin cărțile de vizită, recomandările, numele, adresele, numerele de telefon și așa mai departe, la care puteți apela să vă rezolve vouă problemele alea cu care vă băteați capul. Semn că, așa cum ziceam, nu sunteți singuri și puteți să îi chemați în ajutorul vostru. Leu, voi s-ar putea să fiți foarte preocupați de niște călătorii. Poate e perioada voastră când vă întoarceți în țară în cazul în care sunteți în străinătate. Plecați de sărbători pe undeva. Posibil și asta. Dar toate călătoriile astea, drumurile, oricât de scurte sau de lungi ar fi, vreți să iasă ca la carte. E o mare preocupare pentru voi să iasă totul strună. Că ceva vă spune să fiți extrem de atent la toate detaliile deplasărilor pe care le decideți sau le și faceți în această perioadă. Voi vreți să dețineți controlul. Vreți ca toate deciziile să fie la voi, vreți ca volanul să fie la voi, voi să decideți destinația, voi să decideți instrumentele de a ajunge de la plecare la capătul acestei călătorii. Dacă nu e o călătorie în sine, poate să fie și o chestiune de natură profesională care vă preocupă foarte tare. În primul rând, soarele acolo în Taur pentru voi va fi în cea mai înaltă poziție, pe 20 va fi deasupra capului, în punctul cel mai înalt, care înseamnă strălucire pentru voi, renume, ieșire la rampă, lumină, se aprinde o lumină deasupra capului vostru și sunteți foarte bine pus în valoare, încât vă puteți folosi
în sens chiar și egoist, hai să o zicem pe dreaptă, de aceste beneficii ale momentului. Trei planete într-un sector care vă dă putere, supremație, superioritate, imagine, strălucire, glorie, renume, toate alea pentru voi sunt cele mai activate. Ba chiar puteți să aveți și un moment de strălucire, de sclipire care să vă pună pe voi în valoare și vă puteți folosi de acest avantaj. Și când am zis vă puteți folosi, e genul ăla de a profita de un moment, a profita de o șansă, a profita de faptul că vă aflați în locul potrivit, în momentul potrivit, pentru a trage pe turta voastră ceva, luând de la altul. Da, pe muncă la urma urmei, nu înseamnă că o faceți pe gratis, nu vă dă nimeni nimic pe gratis. Zona asta taurului înseamnă muncă. Tot ceea ce reușiți voi să faceți e prin muncă. Dar poate e o muncă deja începută, așa cum culegeți roadele. Totuși, ceea ce vă poate măcina pe voi foarte tare e frica de a nu deveni, cum spune englezul, workaholic, dependent de muncă, obsedat de muncă, obsedat de putere, obsedat de succes. Unii puteți avea o astfel de încrâncenare, cramponare de a atinge un anumit succes, poate o anumită poziție, poate o anumită destinație în drumul ăsta al vostru, în ascensiunea asta profesională, v-ați setat acolo ceva la un obiectiv la orizont și vă încrâncenați, multă încăpățânare, multă voință vă puneți în joc pentru ceea ce se vede la orizont. Și de-aia, aproape că sunteți genul care se folosește de toate mijloacele, toate tertipurile, tot ce îi stă în putere, ba chiar și lucrurile alea ușor, mișmașurile alea care vă pot ajuta să vă atingeți scopul, pentru că a devenit un pic obsedant, obsesiv. Cel mai important gând al vostru la momentul ăsta este să ajungeți acolo la destinația aia. Cum am legat și de o călătorie, e un drum până acolo. E o aventură de parcurs, nu zice nimeni că ajungeți acolo bătând din palme, dar pe acest parcurs trebuie să vă folosiți de toate instrumentele, toate resursele, poate chiar și alea nu tocmai favorabile, care să vă asigure vouă succesul. Da, un pic de manipulare, un pic de lingușeală, un pic de egoism, un pic de tras pe turta voastră, folosind beneficiile care vin de la ceilalți, dar fiind în joc succesul vostru, probabil sunteți capabili de orice să ajungeți acolo. Fecioarele, vă mai liniștiți parcă. Vă liniștiți pentru că dispar de acolo, din zona tumultului vostru interior, prin casa 8-a, unde ați avut multe planete în ultima vreme, dispar și ultimele rămășițe, pentru o vreme măcar. Atare acum poate veni o perioadă de liniștire a apelor. Vă mai relaxați un pic. Nu de tot, bineînțeles, ar putea să aveți în continuare de întreținut o acțiune deja începută. Dar măcar a trecut perioada aia mai dificilă, tensionată, deprimantă, obositoare, că a fost și o perioadă foarte obositoare pentru voi. Dar s-au mai relaxat. Acum nu faceți altceva decât să pedalați la ceva ce rulează, dar rulează în normalitate, în rutină de acum, nu se mai întâmplă nimic ieșit din comun în povestea respectivă. Dar pe semne că e muncă în continuare, luptă în continuare, efort în continuare, bătaie de cap în continuare, dar într-o altă lumină decât înainte. Parcă nu vă mai stresați, parcă nu mai sunteți atât de tracasat, parcă nu mai sunteți atât de extenuat mental, fizic, cum ați fost în perioada următoare, anterioară. Vă vin idei. Vă vin soluții la problemele cu care vă confruntați, ba chiar și la cele mai mari, acolo unde până mai ieri spuneați, nu știu să rezolv problema asta, mai bine renunț, mai bine o las baltă, mai bine nu mă apucam de ea. Acolo unde aveați voi cele mai mari bătăi de cap, începe să găsiți căi de rezolvare. Poate primiți sfaturi, poate primiți stimulente, motivație, poate și stimulente din natură financiară, aveți ceva de câștigat din povestea asta și tocmai de aia vă adunați toate forțele să reușiți. Totuși, ceea ce vă dați voi seama în acest efort,
dacă tot apar soluții, e că întotdeauna e loc de a învăța de la alții. Și poate asta învățați voi. Vine cineva și își povestește experiența de viață, dar aia dificilă. Nu vorbește de cât de bine i-au mers lucrurile, cât de ușor a atins un succes, ci din potrivă, această persoană vine ca un fel de îndrumător, profesor de viață, sfătuitor, care vă vorbește din problemele cu care s-a confruntat, cât de greu i-a fost, de câte ori a fost îngenunchiat, de câte ori a eșuat, încât ceea ce vă arată el acum este un exemplu demn de urmat să luptați și voi mai departe. Vedeți că și el a trecut prin asta și ca tare, chiar dacă și voi ați mai fost doborât de destin din când în când, puteți face ca el și treceți mai departe. El nu vă ia ochii cu vai ce frumos o să fie, ce noroc avem, ce nimic bun s-ar putea să nu spună. El mai degrabă vorbește de vicisitudinile sorții prin care a trecut. Dar a trecut. Și asta vrea, de aia vă vorbește despre aceste probleme, ca să înțelegeți că oricât de dificile ar fi unele hopuri, deși nu sunteți într-o perioadă cu hopuri, dar ați avut, sau poate chiar voi sunteți cel care începe să povestească la alții din aceste probleme. Deci oricât de mari ar fi problemele uneori, prin luptă, prin ambiție, prin a nu vă lăsa, prin încrâncenare, cramponare, insistență, puteți trece peste orice. Asta învățați de la alții sau poate chiar voi deveniți model de urmat pentru alții care trec prin momente dificile. Voi, balanțele, aveți agenda foarte încărcată, e nebunie de planete în sectorul muncii, a sarcinilor de zi cu zi, a treburilor cotidiene și vreți musai să le rezolvați pe toate săptămâna asta. Probabil vreți să intrați în sărbători liniștit sau, dacă deja aveți sărbători, vă gândiți că au rămas acolo o grămadă de treburi nerezolvate și parcă nu vă puteți realmente bucura de atmosfera de sărbătoare. Parcă gândul vi se duce mereu la problemele alea. Vai, câte au rămas la serviciu nefăcute, câte mai am de făcut, câte n-am terminat. Și de aia pentru voi săptămâna este așa un fel de mers pe gheață subțire. Sunteți foarte grijuliu, precaut. Aveți atâtea pe cap și vreți să le faceți bine. Fiind atât de multe, există și riscul să greșiți, există riscul să vă grăbiți, să vă aruncați înainte, să le terminați cât se poate de repede și asta poate genera, bineînțeles, și erori, gafe, prostioare, minore la urma urmei, probabil tot cu un dram de umor o să treceți și peste ele, dar sunt multe și se vede pe voi cât de atent încercați să fiți. Păreți un pic stresat, e un dram de stres acolo, poate nici nu dormiți noaptea și repet, chiar dacă se preconizează o perioadă de sărbătoare, repet, fie că o trăiți deja, fie că urmează să o trăiți, parcă nici pe aia nu știți să o trăiți cum se cuvine. Sunteți acolo printre cei dragi, dar faceți doar act de prezență că mintea voastră e deja la ce aveți de făcut săptămâna viitoare, luna viitoare, ce a rămas nerezolvat la serviciu, ce plăți aveți de făcut, multă îngrijorare, preocupare și vreți să le faceți pe toate singur și bine. Deși ați putea să cereți ajutor, aveți colaboratori în preajmă care chiar ar vrea să vă ajute, dar ori dați dovadă de neîncredere, ori ați apelat și altă dată și mai degrabă v-au încurcat și de aia sunteți extrem de precaut și în ceea ce privește relația cu cei din jur. Le cam refuzați ajutorul, nici măcar susținerea parcă nu o acceptați din cauza acestei temeri. Aveți probabil niște probleme ale voastre pe care nu vreți să le lăsați nici pe mâna altuia, nici la voia întâmplării. Sunt chestiuni foarte delicate, ăsta e cuvântul. Vă ocupați de chestiuni de mecanică fină și nu vreți să lăsați pe altul. Știți cum este atunci când știm noi să facem ceva foarte bine și cineva se oferă, hai că fac eu.
Și eu știind lucrul ăla pe de rost, l-am făcut de 100 de ori și știu că îl fac bine, parcă mie nu știu cum să-l las pe cel de lângă, chiar dacă se arată dispus să facă el. Că poate nu face la fel, ca bine, la fel de bine ca mine. E principiul ăla, ce faci cu mâna ta e sfânt. Cam asta vreți să faceți și voi, vreți control absolut la toate detaliile vieții voastre, pentru că simțiți că dacă le-ați dat pe mâna altora, s-ar putea să vă dezechilibreze, să nu iasă așa de bine pe cât v-ați dorit, dacă nu cumva peste câteva zile să trebuiască să faceți voi încă o dată ceea ce ei au făcut, așa cum au știut și ei să facă. Scorpionul are activități intense, voi aveți o săptămână foarte încărcată, poate ați lăsat toate grijile pe această săptămână. Parcă toate facturile, toate sarcinile, toate treburile cotidiene, casnice, domestice, le-ați lăsat pe săptămâna asta. Poate din diverse motive, n-ați avut timp până acum, n-ați avut bani până acum. Și acum parcă vreți într-o singură săptămână să le așezați pe toate acolo unde le e locul. În câteva zile așa simțiți, nu, dacă nu le termin pe repede înainte, nu mă simt bine. Încercați să vă plătiți toate datoriile, toate dările, toate facturile. Mai aveți de făcut și curățenia de Paște, mai aveți și sărbătorile de pregătit. Multe pe capul vostru, clar. Și de aia sunteți cam agitat, cam stresat, cam nervos. Dar totuși, nu uitați câte se întâmplă la voi în casa a cincea, care este o casă plăcută, în care ar fi bine să vă aduceți aminte că într-o agendă atât de încărcată nu sunteți singur. Vedeți cine este lângă voi. Poate jumătatea voastră poate participa, se adună planete acolo în zona căsniciei, deci ar trebui să împărțiți cu el toate aceste griji, preocupări, facturi. Voi trebuie să învățați lecția împărțirii la doi. Din diverse motive ați vrut, nu, eu singur le duc singur, eu plătesc, eu centrez, eu dau cu capul, eu fac tot ce se poate în programul acestei săptămâni. Dar la un moment dat vor fi atât de multe încât, că vă place, că nu vă place, va trebui să vă uitați în jur, bun, și la cine să apelez? Și acum descoperiți că aveți prieteni care vă pot fi de ajutor, care vă pot completa, care pot face ceva pentru voi și abia așteaptă. Ei n-au atâtea pe cap cât aveți voi. Și ați putea avea un prieten care să vă ajute. Eventual, chiar și cu un împrumut financiar. Nu vă ajung niște bani. Vă poate ajuta prietenul. Nu puteți trece voi pe la cine știe ce ghișeu să plătiți o factură. Vă poate ajuta prietenul. Sau partenerul de viață. Sau un colaborator. Sau un tovarăș. Nu contează. Cineva care vă înțelege prin ce treceți. Și vrea să vă ajute. Cu tot sufletul este acolo. E multă dorință de colaborare, dorință de a vă fi de folos. Dar aveți voi așa sentimentul ăsta că nu deranjez, nu-i deranjez, am și eu problemele mele, au și ei problemele lor. Dar când o să conștientizați cât de important este să aveți pe cineva alături cu care să vă completați, atunci o să apelați cu încredere. Poate chiar acum cunoașteți pe cineva și asta e posibil. Dar foarte mult veți pune preț pe doi, nu pe eu. Până acum ați pus preț pe eu. Eu fac, eu pot, eu aia, eu greșesc, eu plătesc, eu. Acum dintr-o dată vă dați seama că eu vostru e acolo, nu vi-l ia nimeni, dar e important să puneți preț pe doi, pe noi, pe cuplu, pe echipă, pe familie, pe pereche, pe tandem, pe grup de prieteni. Pentru că aveți la cine apela care să vă mai degreveze un pic de stresul ăsta în care trăiți. Săgetătorul. La voi începe muncă, nu glumă. Aveți treabă. Intră soarele, alături de Mercur și Uranus, într-un sector al muncii. La muncă poate să însemne orice. De la treburile prin casă, la treburile prin curte, la agricultură, la mutat mobila, cine știe câte activități domestice faceți,
vă luați acum pe umeri, pentru că acum e vreme. Foarte multe chestiuni familiale, casnice, domestice. Acolo e marea voastră preocupare. Curat în casă, zugrăvit, cine știe ce dorințe de schimbare aveți voi ale mediului în care trăiți. Și o faceți cu brio. Duceți la bun sfârșit tot ce v-ați propus. Poate fi o săptămână de succes din multe puncte de vedere pentru voi. Lucruri la care poate deja munciți, poate sunteți cu casa în șantier de câteva zile bune și acolo terminați ca să aveți sărbători liniștite într-un mediu nou, curat, organizat. Puneți mult preț pe curățenie, pe ordine, organizare. Parcă acum v-a apucat curățenia prin toate dulapurile, prin toate dosarele, prin sertare, prin cutii. Pentru că aveți starea necesară și dorința asta de a intra în detaliu, de a vedea. Numai că detaliu înseamnă că uneori vă pierdeți în detalii. Știți cum se întâmplă uneori? Vă duceți să faceți curat în pod și umblând prin toate cutiile alea, pierdeți mai mult timp umblând prin cutii și aducându-vă aminte de ceea ce vedeți prin cutiile astea. Uite, asta era de la bunica, uite, asta era de când eram eu copil. Mai degrabă pierdeți timp făcând o reorganizare, dar vine și momentul ăla. Dar aveți timp, răbdare, chef. Le luați așa pe toate cu mult spirit practic. Vreți ca viața voastră să capete o formă mai curată, mai organizată, mai clară, ca să știți de unde să le scoateți pe toate. Poate așa trecător s-ar putea decizia asta, să zicem, de a face curățenia prin viața voastră, la propriu sau la figurat. Curățenia asta o faceți poate și un pic dojenit de cineva. Ori de propria conștiință, vă treziți așa într-o dimineață și deschideți dulapul și vedeți că vă pică toate hainele pe voi și spuneți, Doamne, de 3 luni n-am mai făcut curat în dulapul ăsta. Ia să o fac. Cam asta este ideea. Poate fi orice, nu dulapul, poate să fie orice alt plan în viața voastră în care le-ați băgat pe toate acolo, luni de zile, într-o zi. E, și acum conștiința vă spune, mai da, până când amâni să te ocupi de lucrul ăsta, că uite, deja e un haos în povestea asta. Ori sunteți, cum spuneam, ușor tras de urechi de cineva. Vine soacra în vizită și vă vede o dezordine groaznică în debara. Și vă simțiți prost. Nu vă simțiți atacat, criticat, judecat, nu. Vă simțiți voi prost, vă simțiți cu musca pe căciulă. Da, are dreptate. Puteam să o fac și până acum. E un sentiment de asta de vagă jenă, dar jena generează decizia de a face lucrul ăla. Ok, mi-e jenă, dar fac lucrul ăsta. Ok, e oribil în planul ăsta al vieții mele, este un haos, dar acum mă ocup de el. Orice ar însemna asta. De exemplu, puteți fi ușor dojenit de cineva, se uită la voi și spune, da, uite că nu te-ai mai vopsit, o doamnă primește de la cineva un reproș așa, măi, dar tu nu te-ai vopsit înainte de sărbători? Și vă aduceți aminte că, wow, eu nu m-am mai vopsit părul de 3 săptămâni, chiar, am uitat de mine, am uitat să fac și lucrul ăsta. Pot fi și astfel de mici detalii pe care din diverse motive nu le-ați făcut și acum, tras un pic așa de ureche, vă aduceți aminte să le faceți și le faceți bine, astfel încât să fiți foarte mulțumit de rezultate. Capricornul, voi s-ar putea să începeți o poveste nouă, de la care aveți mari așteptări, se schimbă un pic registrul în viața voastră, clar. Totdeauna o altă zodie de pământ, cum va fi cea care începe acum pe 20, adică zodia Taurului, vă priește, vă dă starea necesară de a vă apuca lent, calm, de o activitate nouă. Și poate fi o activitate de plăcere. Unii poate plecați într-o călătorie de plăcere, acum de sărbători, într-un mic concediu de odihnă, sau vă luați câteva zile pur și simplu și nu mai vreți să auziți de nimic decât de vacanța voastră. Alții începeți o activitate, dar care vă dau, e activitatea aia ca de
copil care pornește într-o aventură și abia așteaptă să vadă ce urmează. Sunteți foarte curios, foarte nerăbdător, dornic să treceți mai departe, să dar până ajungeți mai departe e de lucru, niște etape de parcurs. Nu puteți sări peste aceste etape, dar e bucurie acolo. Sunteți foarte plin de imaginație, creativitate, vă vin idei pe bandă rulantă și unele idei foarte interesante, foarte năstrușnice, foarte originale. Poate chiar aveți niște activități de creație. Scrieți. Aveți vreun vlog, un blog, vreo carte la care scrieți. Poate chiar e o perioadă în care vă merge mintea la scris. Ați putea fi foarte bine susținut de imaginație, de fantezie, dacă sunteți autor, scriitor, artist. Pot veni chiar idei deosebite care nu v-au venit. Inspirație, spun inspirație și asta înseamnă tot, dar inspirația, dacă vine, trebuie să puneți mâna să o și valorificați. Dacă acum vine ideea, acum vă așezați și începeți să așterneți pe hârtie ideea. Pentru alții poate fi o perioadă de planificare a unor acțiuni mai de viitor, probabil nu peste noapte se poate ajunge la rezultate, dar care vă dau această bucurie, entuziasm de ceea ce urmează să se întâmple. E ca atunci când vă întâlniți cu un grup de prieteni și puneți țara la cale pentru o escapadă la mare de 1 mai, nu azi, nu mâine. E, și toată lumea începe să viseze și luăm bere și luăm aia și cazăm, ne cazăm acolo și mergem cu mașina, planuri. Dar planuri de alea foarte entuziaste, foarte vii, foarte tonice, care vă încarcă sufletul de optimism și de bucurie și de speranță. Wow, ce fain o să iasă, spuneți voi. De-abia așteptați să puneți în aplicare ceea ce deocamdată gândiți, ba chiar gândiți atât de detaliat, gândiți încât aproape puneți pe hârtie sau trebuie să puneți pe hârtie tot ceea ce... Că sunt o grămadă de mici detalii acolo. Foarte multă comunicare. La voi zona comunicării, a relaționării, a conversațiilor este extrem de activată, plină și foarte inspirată. Ca atare, ori voi emiteți niște idei, gânduri, declarații foarte interesante și foarte creative, ori primiți tot felul de replici care vă ajută să puneți sarea la cale, cum spuneam. Pregătiți ceva, pregătiți o nuntă, pregătiți o petrecere, pregătiți sărbătorile, pregătiți escapada de 1 mai, pregătiți concediile, ceva pregătiți, dar trebuie luat așa la bani mărunți, dar vă lăsați fantezia să zboare. Și din fantezia asta, plus sfaturile care vin din jurul vostru, iese o aventură pe cinste pe care abia așteptați să o trăiți. Vărsătorul. Voi simțiți nevoia de liniște. Voi sunteți pe principiu, mai am muncit atât, gata, nu mai sunt planete la mine în zodie, mai e doar Saturn la care îmi dă starea necesară să mă odihnesc. Ia să nu mai îmi bate-o capul. Acum tot ce pot să fac este să aștept ceea ce deja am lansat în univers. Voi aveți niște proiecte deja pe rol. Nu începeți nimic, nu apare nimic la orizont. Și e momentul ăla când tot ce era de făcut s-a făcut și acum tot ce trebuie să faceți este să așteptați rezultatele. Ați plantat via, așteptați via să dea rod. Ați conceput un copil, trebuie să așteptați să se nască copilul. Ce o să faceți? Doar nu o să grăbiți copilul ăla să se nască mai repede. Cam ăsta e sentimentul de ceva ce trebuie să se dezvolte, să crească, să se coacă. Dar voi nu aveți altceva de făcut în timpul ăsta decât să vă bucurați de faptul că roadele alea sunt sigure, le vedeți. Strugurea aia se coc sub ochii voștri. Via este deja plantată și urmează să dea rezultatele de rigoare. Cândva? Nu puteți grăbi. Saturn vă învață lecția răbdării, așteptării momentului potrivit,
De fapt, ați și învățat de mult lecția asta, că unele lucruri se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. Puteți să vă dați peste cap de 100 de ori, că nu o să se întâmple mai repede. Și chiar în această perioadă simțiți cât de bună este uneori și așteptare. Poate e o așteptare de asta odihnitoare, relaxantă. Poate voi v-ați făcut toate treburile de sărbători și gata. Nu vă mai prinde Paștele spălând geamuri, că le-a spălat deja. E acel sentiment de treabă deja rezolvată mai de mult și acum stați. Ce era de munca ce trebuia depusă e deja de domeniul trecutului. Sau lucruri pe care deja le-ați făcut trebuie să se întâmple. Și atunci ce puteți face decât să stați cu ochii așa la orizont să vedeți când apar rezultatele astea. Dar știți că apar. Asta este important, că sentimentul este acela de răbdare, că ceea ce e pentru mine e pe drum deja către persoana mea. Și am ajuns și la pești, care în continuare sunt în centrul atenției, cu 4 planete acolo. Săptămâna viitoare veți avea 5, dar totuși săptămâna asta e multă agitație în viața voastră. Cu 4 planete acolo, vă simțiți un pic stresat și ajutat, bineînțeles, și provocat, și susținut din toate punctele de vedere, că sunt planete bune. Dar poate Marte ăsta, de când a intrat Marte, aveți un sentiment de oarecare stres. Parcă ceva vă împinge de la spate. Hai mai repede, mai repede, spune cineva. Deși un Marte în pești nu e foarte grăbit, dar parcă aveți acest sentiment de mai repede. Parcă ați ajuns pe ultima 100 de metri, parcă trebuie să se întâmple ceva musai mâine, dar voi nu sunteți cu toate treburile rezolvate. E, și când începe să fiți pistonat, împins de la spate, repede, de termene urgente, de lucruri care vă presează, un telefon care vă spune, hai mai repede, ce faci, te aștept, toate astea încep să vă sperie un pic. Și când vă speriați, vă pierdeți un pic controlul, cumpătul, s-ar putea să începe să greșiți. Puteți face o greșeală din grabă, din neatenție, din pistonare, din hai mai repede, că parcă nu vreți să vă mișcați în ritmul sau nu puteți să vă mișcați în ritmul cerut de alții. Ați promis ceva, foarte posibil să fi făcut cândva o promisiune, ceva de genul, da, săptămâna asta livrez proiectul acesta. Dar ați făcut-o așa obligat cumva de împrejurări. Și vă simțiți acum ciudat, prost că ați promis și nu vă puteți adapta acestui termen. Mai trebuie să și mințiți pe aici, pe acolo, să găsiți tot felul de scuze, de motive, de ce nu puteți. Și asta, sentimentul ăsta de repede vă poate pune și în fața unor decizii pripite, nu faceți ceea ce trebuie sau, efectiv, greșiți așa de tare încât un anumit plan nu iese din cauza vitezei. Vitezei impuse de alții. Sau viteza impusă de voi pentru că ați promis că se va întâmpla ceva săptămâna asta și cum nu se poate, încercați să vă dați așa peste cap și atunci greșiți când apare graba. Graba strică treaba, cum se zice. Va trebui alte scuze, alte motive și s-ar putea, cât o fie ea de perioadă pascală, să fie nevoie să găsiți niște minciunele necesare, mai sunt și astea necesare uneori ca să ieșiți basma curată. Găsiți un motiv, de ce n-ați putut duce la bun sfârșit, precum copilașul ăla care nu și-a făcut tema și în fața profesorului spune am fost bolnav, mi-a mâncat tema cățelul, cam asta va fi. Niște mici, poate chiar și prin glume. Încercați prin glume, prin șotii, prin atitudinea aia a copilului nevinovat, niznaiu. Încercați să scăpați de
repercusiunile propriei voastre greșeli, o recunoașteți, pentru voi este o vină acolo pe suflet, dar în fața aceluia căruia i-ați greșit, vă e greu să spuneți, da, am greșit, vă e greu să spuneți, e vina mea, și de-aia veți apela la aceste mici mișmașuri să ieșiți cât se poate de bine din această mică belea. Asta e săptămâna 16-18 din an, adică 18-24 aprilie. Este și o sărbătoare, la mulți ani George, Georgeta, Georgiana, Gheorghe și așa mai departe. Știu că biserica vă va prăznui după Paște, că acum se nimerește Paștele taman acum, dar pe 23 este ziua voastră și vă urez la mulți ani. Toți cei care au un nume care pornește de la Sfântul Gheorghe.